Întoarce capul la dreapta. Acolo ți este locul. Întoarce capul spre dreapta. Următorul. Intră și tu. Ce-am făcut noi să stăm în închisoare? Să nu aud musca. Gata. Dar pe tine de ce te-au închis? Am privit video pe YouTube fără să mă abonez. Dar tu ce ai făcut? De ce ești aici? Pentru că am dat un dislike la video de pe canalul Melimir. Acum ce ne facem? Îmi pare foarte dezgustător aici. E rece și frig. De ce plângi? Vreau o casă să privesc YouTube. Nu plânge, nu plânge. Peste vreo 5-6 ani ne vor elibera și mergem acasă și privim YouTube. Nu, eu vreau să evadez de aici. Ce să faci? Să evadez? Nu vorbeam noi ca să evadăm. Noi ziceam că paznicul nostru este cel mai brav și cel mai bun de pe pământ. Da, așa sunt eu. De când am venit, permanent se aude o bocaneală. Parcă cineva face reparații. Deja mă doare capul de la bocaneala aceasta. Domnul gardian, cineva face reparații că mă doare capul deja. Nu, sunt niște youtuberi de adevăr. I-ați spus să facă reparație? Nu, stau acolo în celula de alături. Ei au fugit din această cameră. Dar eu i-am prins. Ia privește aici, avem ceva. Dulapul este încuiat cu o lăcată? Să verificăm, este apă. Nu este apă. Dar ce oare acolo în dulap? Stai să vedem. Parcă se vede ceva acolo. Da, ceva se vede. Eu am telefonul cu mine. Aici. Da, dar stai. Dar nu ai semnal, fără serviciu. Nu este nimic. Cum facem legătura? Cum căutăm? Ce ne facem? Nici nu o să putem suna, pentru că suntem în subsol. Aici nu este semnal. Ha-ha-ha, v-am prins! Iar se aude ce zgomot! Stai! Eu cred că l-am recunoscut. Este alfabetul Morse. Dar eu am un telefon de șifrare. L-am folosit într-un vlog. Hai să vedem, dar vorbește, te rog, mai încet să nu ne audă gardianul. Iată literele și loviturile. De exemplu, așa. A, un punct înseamnă o lovitură scurtă, iar o linie înseamnă două lovituri deodată. Ce aveți acolo în mână? Nimic. Vorbim. Da. Despre ce vorbiți? Despre cât de îngăduitor este gardianul nostru. Eu plec. M-a chemat șeful. Să stați în liniște aici. Bine, domnul gardian. Înțeles, zis și făcut. A plecat. Hai să descifrăm ce sunete se aud. Ce bucănește din celula alăturată. A zis că este un vlogger de-al de noi. Cu siguranță știe el ceva dacă a mai evadat de aici. Poate ne ajută și pe noi să evadăm. Da. Ce are el acolo pe masă? Are pozele noastre. Hai să cerem ajutor, să ne ajute. Că știe ce trebuie să facem ca să-i vedem de aici. Hai să mai căutăm ceva pe aici. Poate mai sunt ceva indici. Da. Unde? Nimic. Atunci să-l rugăm să ne spună secretele.
suntem aici, am flămânzit. Aveți un colet de la abonat. Care abonat? Habar nu am. Iată și coletul. Dați-l. Nu, vreau să mănânc și eu de aici. Wow. Ardeiul nu mănânc. Miere, eu să mănânc? Nu mănânc. Un suc la voi și doi biscuiți de ajuns. Restul sunt ale mele. Poftim. Bine, mulțumesc, măcar și de asta. Poftă bună. Suc, de când am băut eu suc. Mmm. Așa sunt de gustoase. Mi-era foame. Ce bine am mâncat. Dar cu ardeiul ce să facem? Eu zic să-l împărțim în două, în jumătate. Tu mănânci, ți-ți place ardei? Așa și așa. Bine, dacă n-ai să vrei tu, îl mănânc eu pe tot. Dar ce e aici? Wow! Este ceva? Dar oare ce? De la ce abonat, poate? Niște cifre! Trebuie să fie un cod de la ceva. De la dulapul nostru. Da. Îți amintești? Ne-am gândit noi că trebuie să aibă niște cifre. 4, 0, 9, 1. Da, s-a deschis. Da. Este. Mulțumim abonaților care ne urmăresc și ne dau codurile. Sunteți cei mai tari. Nu-i nimic. Doar niște bandă adezivă. Ce să facem cu ea? Pasnicul doarme. Privește, are cheile. Foarte bine. Uite aici un baston. Încearcă să vezi dacă ajungi. Nu ajung. Hai să încerc eu. Să te ajut și eu. Ușurel, ușurel, laser. S-a trezit. Nu se agață și că și se trezește. Și ce ne facem? Nu știu. Ia privește aici. Uite ce am găsit. Dar ce să facem cu ea? Am o idee. Dă-mi banda aia adezivă. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Mă ajuți? Da, să-ți împuțin aici. Să le împuțin și ușor. Și numai să nu ne audă. Da. Super! Cum te să încercăm? Zgomot. Iar cheile. Da. Vede să punem bastonul la loc ca să nu observe. Hai să încercăm, să încercăm asta. Hai, nu merge. Hai să încercăm altă cheie. Nici asta nu merge. Asta nici atât. De ce oare așa? Și gardianul deja s-a trezit. Stop! Aruncă cheile înapoi, să nu ne observe.
fost asta? Dumneavoastră, domnule gardian, ați adormit. Unde sunt cheile mele? Sub scaun. Cât pe ce să ne prindă? Am scăpat. Privește, iar am plecat. Hai să încercăm să mai discutăm cu vloggerul cel de acolo să ne ajute. El zice că ne va ajuta dacă îl ajutăm și noi pe el. Suntem de acord, hai să-i răspundem. Zice ceva de pat. Ce? Pat? Ce pat? Hai să-l dăm într-o parte, poate găsim ceva. Poți? Ușurel, hai că eu iau mai mult. Ce e aici? Wow! Wow! Ia privește! Oh, unde am ajuns? Este un depozit. Și este foarte vechi. Ia privește aici. Peste tot s-a depus praf. Da, într-adevăr. Hai să vedem mai departe. Poate găsim ceva. Provizii, probabil sunt ale angajaților de aici. Da. O ușă? Hai să deschidem! Nu-i nimic aici. Nimic. Credeam că este vreo ieșire. Nimic. Nici aici nu-i nimic. Nici o ușă noi. Hai să întrebăm vloggerul din cealaltă celulă. Ce să facem aici? Ce să căutăm? Să întreb ce facem mai departe. Ce zice? Zice să băgăm o țeavă la el în geam acolo. Dar de unde să luăm țeavă aceasta? Că nu avem nimic aici. Ba da, am văzut în depozit. Hai să luăm repede. Wow, ce lungă. Și ce greu. Cu siguranță că a fost aici, știe tot. Trebuie să avem încredere în el. Hai, gaura aia. Stai. Important să nu vină gardianul. Încă un pic. Gata, a ajuns. Așteptăm, da? Probabil vrea să ne transmită sau să ne spună. Ah, uite, se mișcă. Da. Ce acolo? Wow! Cheia! Să fie oare cheia de la lacătul nostru? Hai să încercăm. Repede, repede, te rog. Merge! Super! Deschide! Nu pot! Nu putem, că ușa are și lacăt electric. Dar am văzut cum o deschide gardianul. Vezi acel buton? Trebuie să-l deconectăm. Folosim iarăși bastonul. O idee bună. Hai să încerc eu. Nu prea pot. S-a oprit și laserul. Super! Este! Vezi? Noi am ajuns până la buton. Iar tu ajungi la butonul de abonare. Hai, fugulița, abonează-te! Susține-ne! Și vei fi safe pe YouTube. Canalul de YouTube Familia Nelimi. Și nu vei ajunge niciodată în această închisoare. Și de aceea pune like-uri și abonează-te. Iar dacă vrei să fii la curent cum salvăm noi vloggerul din cealaltă celulă, apasă repede pe clopoțel ca să fii notificat despre noul vlog care apare pe canalul Familia Nelimi. Hai să ștergem toate probele din calculatorul lor. Ca să nu ne mai găsească, să nu aibă dovezi. Repede, repede, că s-a gata! Hai să mergem!
YouTuber, am ieșit, dar pe tine cum să te salvăm? Stop, se uite gardianul! Aici am foarte multe dovezi. Nu aveți nicio șansă. Vă prind eu în episodul următor. Puh, am ajuns acasă! Am evadat! Am reușit! Dar totuși, cine era vloggerul care ne-a ajutat? Sistorul meu nu a rămas acolo. Iar voi, v-ați dat seama cine poate fi? Noi încă nu. Fii activ! Și rămâi pe canalul familiei mele mie ca să fii la curent cu toate episoadele din acest serial. Evadarea din închisoare. Vedeți aici cine sunt câștigătorii din concursul Găsește cuvântul cheie mele mie. Felicitări tuturor câștigătorilor. Noi vă mulțumim că ne încurajați, sunteți alături de noi. Noi vă iubim.